Există mai multe metode de luat masă. La o extremă e filozofia get fucking huge, care presupune să mănânci absolut tot ce îți pică în mână, în așa fel încât să crești cât mai repede în greutate. Nu contează ce greutate iei. La cealaltă extremă e filozofia lean bulk, care presupune să crești în greutate foarte încet, pe o perioadă foarte lungă de timp, în așa fel încât să nu iei grăsime aproape deloc, ci numai masă musculară. Și normal, între cele două extreme sunt o grămadă de alte posibilități. Personal, niciodată n-am considerat extremele potrivite, ci mereu am ales cumva o cale din mijloc, dar în cazul ăsta înclin un pic spre lean bulk. În filozofia mea, ar trebui să arăți bine pe tot parcursul anului, chiar și atunci când pui masă, și ce înseamnă mușchii dacă nu poți să-i vezi de grăsime. Eu cred că perioada de pus masă ar trebui începută când ești deja definit, arăți bine, și ar trebui să se oprească atunci când începi să îți pierzi definirea la abdomen. Despre asta o să vorbim azi, despre pregătirile de dinainte de o perioadă de pus masă fără grăsime. Pentru că creșterea musculară vine la pachet cu depunerea de grăsime, eu cred că cei care vor să ia masă nu ar trebui să înceapă decât dacă sunt deja relativ definiți. Asta înseamnă că unei persoane destul de grase i-aș recomanda să slăbească înainte să înceapă să pună masă. Există două motive pentru asta. Unu, din cauza că nu te îngrași și mai tare, din cauza că începi să pui masă. Și doi, din cauza că e mai bine mușchi fără grăsime atunci când ești mai slab. Eu recomand ca perioada de pus masă să înceapă undeva în zona de între 8 și 12% grăsime corporală și să se termine cam pe la 15% grăsime corporală. Ca idee, 10% grăsime corporală e punctul în care, dacă stai într-o lumină bună, ți se vede abdomenul fără să te încolzi. Iar 15% grăsime corporală e unde ai un four-pack, deci pătrățelele de jos sunt acoperite de grăsime. Bun, deci primul motiv pentru care să rămâi în zona asta de grăsime corporală e din cauza că arăți definit tot timpul, arăți bine și chiar dacă pui masă, nu îți pierzi definirea. Spre exemplu, un bărbat de 70 de kg care pornește de pe la 10% grăsime corporală poate să ia vreo 4, 5, 6 kg de mușchi și vreo 3-4 kg de grăsime în vreo 8-9 luni până când atinge 15% grăsime corporală și trebuie să se oprească. Când vede că abdomenul începe să nu se mai vadă, când mușchii își pierd definirea și la față devine mai pufos, atunci își dă seama că e pe la vreo 15% grăsime, se oprește și începe o perioadă de slăbire până înapoi pe la vreo 10% pentru următorul ciclu de pus masă. Astfel asigur că arăți bine tot timpul. Dar al doilea motiv pentru care merită să faci chestia asta e din cauza că iei mai eficient masă musculară fără grăsime atunci când ești mai slab. Conform studiilor și observațiilor, zona de 9-15% grăsime corporală e ideală pentru luat masă musculară din cauza că asigură echilibru perfect dintre hormonii anabolici, precum testosteronul, și partiția favorabilă de nutrienți. Partiția de nutrienți înseamnă unde se duc majoritatea nutrienților pe care îi mănânci, în mușchi sau în grăsime. Când partiția e favorabilă, zicem că mai mult se duc în mușchi decât în grăsime. Ei bine, când ești destul de slab, adică în zona de 9-15% grăsime, partiția de nutrienți e favorabilă pentru mușchi. Din cauza că ai sensibilitatea crescută la insulină și corpul se folosește mai bine de carbohidrați, de glucoză și trimite o mai mare parte din ei în țesutul muscular pentru reparații sau pentru reumperea glicogenului muscular. Pe măsură ce te îngrași, adică peste 15% grăsime, sensibilitatea la insulină începe să scadă treptat și ajungem în punctul în care mai mulți nutrienți se duc în grăsime decât în mușchi. Din cauza asta, nu prea merită să continui perioada de pus masă peste punctul ăla, pentru că literalmente te îngrași mai mult decât iei masă musculară. Un alt motiv pentru care zona de 9-15% e ideală pentru luat masă e din cauza că asigură echilibru perfect de hormoni anabolici. Când scazi de 8% grăsime corporală, testosteronul începe treptat să scadă, dar la fel se întâmplă și când treci de 15% grăsime. De fapt, cu cât te îngrași mai tare, cu atâta testosteronul scade, din cauza că grăsimea corporală produce estrogen. Așadar, zona de 9-15% grăsime corporală e din nou calea de mijloc, nu ești nici prea slab, nici prea gras și atunci testosteronul e la nivelul maxim. Ok, acum hai să vedem niște indicații practice. Să luăm tot ce am vorbit până acum și să vedem cum te pregătești pentru perioada de pus masă. 1. Dacă ai 12-13% grăsime corporală sau mai mult,
majoritatea oamenilor au, sunt cam pe la 13-14 majoritatea, atunci ți-aș recomanda să slăbești prima dată înainte să pui masă, adică să slăbești până pe la vreo 9-10% grăsime corporală și doar apoi să începi să îți crești caloriile. Dacă ești deja destul de slab sau ești unul dintre acei naturali slabi, atunci te poți băga direct la perioada de pus masă. 2. După ce ai slăbit până pe la vreo 9-10% grăsime corporală, oprești dieta, ridici caloriile înapoi la menținere și le ții acolo vreo 2 săptămâni. În timpul ăsta, metabolismul o să aibă timp să se întoarcă la normal și să reseteze adaptările care s-au produs atunci când erai la dieta de slăbit. Dacă nu faci perioada asta de tranziție, în care stai un pic la menținere, ci te duci direct din deficit în surplus caloric, te poți aștepta să te îngrași foarte rapid. De ce? Atunci când slăbești, corpul se adaptează să țină toți nutrienții posibili, din cauza că el crede că moare de foame. De aceea, dacă tu dintr-o dată începi să hrănești peste menținere, îi dai un surplus de calorii, el zice, mâncare, să o depozitezi rapid, pentru că cine știe când mai prind următoarea masă. Ei, dacă îl ții un pic la menținere, metabolismul se revine la normal, își dă seama că are mâncare și nu trebuie să depoziteze tot ce prinde. Bun, deci după ce slăbești, stai un pic la menținere, 2 săptămâni, și apoi ești gata să începi să pui masă fără grăsime. Ca întotdeauna, în articol găsești toată informația mai bine structurată și probabil mai clară, deci te încurajez să-l citești și ăla. În descriere o să găsești un ghid gratis de nutriție care o să te învețe cum să îți setezi caloriile pentru deficit, menținere sau surplus. Pentru mai multe videouri, dai subscribe și dacă ai ceva prieten care vrea să se apuce să ia masă, trimite-i un link la video-ul ăsta. Cam atât pentru azi, ne vedem data viitoare. Ciao! Charlie.